În perioada 13-15 august, în comuna Corbi, se va desfășura o nouă ediție a festivalului Stonebird, unde vor evolua trupe de prim rang ale rockului. Vineri, 13 august, pe scenă vor concerta Alternosfera, Altar, Riot Monk și Cash. Știu cât am greșit, am greșit iubind, sunt brezer frământ, mercosesc vâslind. În ape din regrete, nevodar vestit, drumuri lazarete m-au nemolit. Inima mai am, aș fi strânse-n chem, de-amă nu-mi doream. Sâmbătă, 14 august, la Stonebird, puteți să vă bucurați de spectacolul oferit de Trooper, Cargo, Bucovina și Hollywood Rose, trupă tribut Guns N' Roses din Ungaria. Petrecerea va continua până târziu cu Corsar și Gilly Barbu. Ce a fost nu va mai fi. Suflet tăcitor, loc în lume n-a plic nici o clipă gaz. Suflet călător, spuciumă ce firea, spirit râu fără zăgaz. Ediția de anul acesta a Stonebird va înregistra și o premieră. Va fi primul festival rock din țara noastră tradus în limbajul mimico-gestual de către Lavinia Chițu, interpretă autorizată în limbajul mimico-gestual. Ea va fi prezentă pe scenă alături de muzicieni și va transmite versurile pieselor pentru persoanele cu deficiențe de auz. Trebuie spus că participarea la Stonebird este permisă doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut minimum 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. Persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test real-time PCR numai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid numai vechi de 24 de ore. Persoanele aflate în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. Minorii sub 14 ani vor fi exceptați de la prezentarea dovezilor medicale, însă vor avea acces la festival doar însoțiți de un adult. Cei mai mici, sub vârsta de 8 ani, au acces doar însoțiți de un părinte. Abonamentele pot fi achiziționate de pe platforma ambilet.ro, iar acesta costă până pe 12 august inclusiv 169 de lei. Participanții pot să achiziționeze bilete și direct de la festival la prețul de 180 de lei. Pentru persoanele cu dizabilități, precum și pentru copiii cu vârsta de până la 12 ani, accesul este gratuit. Organizatorii au pregătit pentru toți cei care participă la eveniment o serie de facilități. Astfel, iubitorii de muzică rock vor beneficia de zonă de camping, parcare, zonă de food and drink, zone de relaxare. Participanții pot veni cu cortul sau se pot caza la localnici, unde vor fi serviți cu bucate naturale 100% produse chiar în ograda lor.
La edițiile precedente ale festivalului Stonebird au concertat nume importante ale rockului românesc și internațional, precum Dave Evans, primul solist al trupei AC/DC, David Rees, primul solist al trupei Accept, New Jersey, Italia, cea mai bună trupă tribut Bon Jovi din lume, Timpuri Noi, Zob, Dirty Shirt, Cristi Minculescu, Walter și Boro, Alex Calancea și Lupi sau The Rock, trupă tribut AC/DC.